interesant, e altceva. Pe undeva, pentru mine, are ceva mai multă valoare ce ai făcut tu decât un belly dance, încă un belly dance lasciv cu aceleași mișcări. Interesantă fuziunea asta între stiluri. Chiar interesant. Mulțumesc, Fanny. Îmi place fusionul ăsta, dar poate ar trebui să păstrezi un pic din senzualitatea belly dance-ului. Andra este foarte tinerică și nu are relaționarea corectă cu senzualitatea pe care un bărbat o descoperă într-o femeie. N-am cum să am. Eu am descoperit asta și într-o vânzătoare când felia salamul sau îmi făcea plinul la pompă sau îmi dădea o injecție în fesa dreaptă, oarecare, și sufla cu o tandrețe la spitalul din Bârlad de întrecea răceala pe loc. Deci nu trebuie întotdeauna belly dance ca să găsești ceva senzual într-o femeie. Mie însă mi-ai trezit cu totul și cu totul neașteptat. Nu râdeți. Ai ceva din Victoria Lipan, așa, plecată de acasă, în căutarea soțului dispărut. Mie mi se pare că Ada este o apariție fusion. Într-un cuvânt, pe mine m-ai cucerit, deci deschid și seria verdictelor cu un da. Mulțumesc. Mihaela? Îți zic da. Mulțumesc. Andra? Să se facă 3 de da. Mulțumesc. Cu 4 de da ne vedem în etapa următoare. Următoare! Mulțumesc frumos! Ce braț are, ce sport bagă. Era o sete, bă, și nu știam cum să fac, că nu pot să beau. Vai, ce emoție am. Haideți, doamnă, cum să aveți emoții? Foarte mari. Păi, luați-mă în brațe, că vă mai scap de ele. Așa, foarte bine, foarte bine. E mai bine acum? Da. Mai vreți o dată? Da. E mai bine acum? Da. Ia. Dar asta este o tehnică specifică de scăpare de emoții. Da, stai un pic să fie lumină pe doamnă. Da, ia veniți în proces. Ia, deci, o dată cu noi. Nu așa. Foarte bine. Nu te face. Facem o formație. Nu te merge.